Boc. Ștefănescu. Berneanu. Mureșan. Final în poziție bună. Șut și 1-0 în favoarea formației ASE Armata din Târgu Mureș. Revedem această fază încheiată cu un șut bine plasat al lui Hainal și 1-0 în favoarea formației ASE Armata, la o fază în care apărarea echipei craiovene a fost surprinsă mult prea în față și n-a mai putut interveni la această pasă lungă pe care Hainal a știut să o fructifice cu abilitate. Degajează Nagel. Deselnicu. Oblemenco. Din nou Oblemenco. Intervenție bună a lui Chiș în fața a doi jucători craioveni, mijlocașii Ciupitu și Strâmbeanu, care joacă practic în aceste ultime minute ca atacanți. Poziție bună și gol pe care îl marchează Ciupitu. Iată deci că insistența în atac al lui Ciupitu a dus la înscrierea punctului egalizator. Într-o fază pe care o revedem în aceste momente. Înghesuială în apropierea porții lui Nagel și preluarea sub bară a lui Ciupitu, care aduce egalarea pe tabela de marcaj. Arbitrul a flerat, faze ca și se îndreaptă spre balon. Execută acum Săleși. Șut și gol în loviturile de la 11 metri, după ce mai întâi Fazekaș a ratat pentru ASE Armata. Oblemenco a înscris
pentru Universitatea Craiova și Sălăși înscrie cel de-al doilea gol. Din aceste penaltiuri, în timp ce Ștefănescu în acest moment își potrivește balonul pentru executarea loviturii. Dacă Ștefănescu va marca, Universitatea Craiova va fi cu un gol în avantaj. Execută Ștefănescu și gol. Din cele două lovituri de la 11 metri executate până acum, Universitatea Craiova a înscris prin Oblemenco și Ștefănescu, ASE Armata Târgu Mureș a ratat prin Fazekaș și a marcat prin Sălușe. Este acum din nou rândul echipei ASE Armata să execute. Se pare că executantul acestei lovituri va fi portarul Nagel. Într-adevăr, Nagel șutează și marchează. Din nou, în poartă, Nagel, în fața sa, un jucător craiovean, cel care se îndreaptă spre balon, este Ciupitu. Până acum, egalitate 2-2 în transformarea loviturilor de la 11 metri, dar Universitatea Craiova este cu o lovitură mai puțin executată. Ciupitu va șuta pentru a treia oară în aceste pasionante prelungiri de lovituri de la 11 metri și înscrie. O transformare cu oarecare emoții, portarul Nagel a reușit să atingă balonul, dar nu l-a putut reține. În continuare, deci, Universitatea Craiova cu un gol în plus. Execută acum Bălănii. Balonul nu este potrivit exact la punctul de 11 metri. Bălănii își ia elan. Și ratează. Se pare că victoria nu mai poate scăpa echipei craiovene, care conduce cu două goluri în barajul loviturilor de la 11 metri. Acum se îndreaptă spre balon fundașul Negrilă. Cel de-al patrulea penalti în favoarea craiovenilor, Negrilă șut și gol. Cu această lovitură, Universitatea Craiova se poate considera calificată în finala Cupei României. Negrilă a înscris cel de-al patrulea gol. Din patru lovituri executate până acum, craiovenile au înscris pe toate, în timp ce ASE Armata Târgu Mureș a ratat de două ori, practic meciul s-a încheiat și Universitatea Craiova se califică pentru finala Cupei României.